și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Cu toții știm că îmbătrânirea poate însemna și un metabolism mai leneș. Acesta echivalează cu un risc mai mare de îngrășare. Cum se corelează metabolismul cu activitatea hormonilor din organism? Aflăm astăzi de la Mihaela Bilic, medic primar nutriționist. Bună, Mihaela! Bine v-am găsit! E un subiect foarte delicat și întristător pentru că, iată, nici medicina nu are soluții. Aproape că-mi vine să zic, și dacă n-ați ținut vreodată cură de slăbire, iată, odată cu vârsta va veni momentul în care veți fi obligat să țineți cură de slăbire, măcar ca să nu ne îngrășăm dacă nu să slăbim, pentru că ce se întâmplă în mod spontan, o parte din celulele musculare dispar, adică mușchii se atrofiază cu trecerea anilor, iar grăsimea ne invadează organismul și dacă avem același număr de kilograme pe cântar, compoziția corporală va arăta din ce în ce mai multă grăsime odată ce înaintăm în vârstă. Iar celulele adipoase, aceste adipocite, nu numai că nu mor niciodată, dar ele au o capacitate nelimitată de a înmagazina grăsimea și nu consumă firar calorii. Deci cu cât avem mai mult țesut adipos, cu atât metabolismul nostru scade, pentru că iată, adipocitul doar se umple de grăsime, dar de ars nu arde nimic. Hai să explicăm puțin ce înseamnă metabolismul, așa pe scurt. Ce să însemne? Înseamnă totalitatea arderilor din organism sau felul în care, iată, energia pe care noi o primim din mâncare este transformată și pusă la dispoziția celulelor ca să funcționeze. Trebuie știut că toate celulele din corpul nostru, de la celula nervoasă până la mușchi, funcționează exclusiv cu glucoză. Deci noi, indiferent că mâncăm proteine din carne, pește, ou, că mâncăm grăsimi din ulei și unt, sau, bineînțeles, carbohidrați făinoase, ficatul nostru și metabolismul, indiferent de nutrientul pe care îl primește, este obligat din ele să fabrice glucoză și abia acea glucoză este trimisă în circulație în tot organismul, prin intermediul sângelui, la toate celulele din corp. Deci glicemia, nivelul glucozei din sânge, de fapt ce ne arată? Ne arată un fel de aprovizionare cu această energie către orice celulă din organism. Deci dacă mâncăm făinoase, carbohidrați, zahăr, ele trec din tubul digestiv direct în sânge, nu mai e nevoie de intervenția ficatului ca să le transforme în glucoză. În schimb, dacă mâncăm proteine și grăsimi, se duc prin ficat și acesta la rândul lui face din ele glucoză. Însă fără glucoză nu putem supraviețui și foarte important, cel mai mare consumator de glucoză este mușchiul. Deci mușchiul cardiac, mușchii scheletici, în momentul în care ne mișcăm, consumăm mai multă energie. În rest, avem, să spunem așa, un metabolism bazal, adică acele cheltuieli de energie care, și dacă stăm în canapea, și dacă dormim, rămân constante. Care e marea surpriză? Sau rămân de bază, adică acelea nu pot fi influențate prin voința sau prin mișcarea noastră. Care este marea surpriză și poate puțin lume știe? Faptul că acest metabolism bazal ocupă cheltuiește cam 70% din energia noastră zilnică. Deci nu reprezintă un procent mic, este mai degrabă majoritar. Mai avem o cheltuială, un consum de energie pentru a menține temperatura corpului, un fel de termogeneză, adică organismul nostru trebuie să stea la 37 de grade Celsius și pentru asta se consumă energie, exact ca la o centrală termică. Și doar 25%, din păcate, din tot consumul nostru zilnic este influențat de mișcare. Deci pentru cei care cred că dacă faci excesiv de multă mișcare vei slăbi, pot să vă spun că organismul are acest mecanism de protecție. Mai mult de 25% din metabolismul global al unei zile nu poate fi, să zic așa, dedicat consumului prin mișcare. Și da, mușchii sunt cei mai mari consumatori. Cu cât avem mai mult țesut muscular în organism, cu atât metabolismul nostru este mai activ și mai arde mai bine. La polul celălalt, cu cât avem mai multă grăsime, cu atât vom consuma mai puțin și atunci, într-adevăr, și aportul nostru și dieta noastră va trebui să fie mai redusă. Deci aici trebuie făcută diferența. La o persoană de, nu știu, să dau un exemplu, 70 de kilograme, dacă în acele 70 de kilograme sunt mulți mușchi, s-ar putea să ai nevoie, nu știu, poate de 2000 de calorii, cum e cazul bărbaților. Dacă ai foarte multă grăsime,
chiar și la 70 de kilograme s-ar putea să-ți ajungă 1000 de calorii. Deci nu avem aceleași nevoi. În ultima vreme se vorbește foarte mult de hormoni, de valorile hormonale. Mai puțin la noi, dar și la noi încep discuțiile, mai ales cercetătorii din afară. Iar regimurile alimentare trebuie corelate și cu înaintarea în vârstă. Apropo de metabolism, care ar fi hormonii care interferează cu funcționarea, să spunem, metabolismului și care sunt afectați de vârstă sau de anumite situații și cum putem acționa? Asupra hormonilor nu putem acționa. Asta e un lucru din nou care trebuie știut. E chiar o vorbă din popor care spune hormonul bate neuronul. Ce vrea să spun asta? Că efortul nostru, voința noastră nu pot determina influența nivelul hormonal. Iar în momentul în care organismul funcționează, funcționarea lui este dictată de hormoni, nu de faptele noastre. Și dacă vorbim de siluetă, primul hormon pe care trebuie să-l avem în vedere, v-am spus la modul asistând sau suntem spectatori, nu putem interveni acolo. Intensitatea metabolismului este ținută de hormonul tiroidian. Sunt persoane care au un gen de, comportament agitat, care transpiră mult, care se consumă mult. Pe ei niciodată nu o să-i vezi grași, tocmai pentru că un pic de hipertiroidism, un pic de hormon tiroidian mai mult, vine la pachet cu o istețime suplimentară, dar cu un comportament mai agitat. La polul celălalt, cei care au ușoară tendință de hipotiroidie, mai puțin hormon tiroidian, sunt mai liniștiți, mai letargici și cu kilograme mai multe. Apoi, după hormonul tiroidian, care din nou, iată, sunt boli autoimune care afectează hormonul tiroidian, nivelul lui, este tiroidita aceasta Hashimoto, de care multă lume suferă și care probabil e făcută pe bază de stres, dar care din nou îți dă metabolismul peste cap. După hormonul tiroidian vine păcătoasa de insulină. De ce spun păcătoasă? Pentru că ea este principalul hormon care știe și poate și face asta în fiecare moment al zilei, transformă glucoza din sânge în țesut adipos. În momentul în care s-a descoperit că acest hormon, care de fapt are ca rol principal menținerea nivelului glicemiei, ea n-are unde, dacă noi n-am consumat prin efort fizic respectiva glucoză din sânge, n-are unde să o scoată, să o scape de ea. Glucoză în sânge multă este aproape, aș spune, mortală pentru organism. Noi nu putem avea un nivel al zahărului ridicat în sânge pentru că acel zahăr efectiv arde, da, toate celulele și organele, da, de la nervi la vedere, deci totul este distrus de nivelul glicemiei ridicat, vedem la diabetici ce pățesc. Și atunci această insulină este vital ca ea să scoată cumva glucoza din sânge, să aducă glicemia la nivel normal. Cum o scoate? Luând-o de acolo și transformând-o în țesut adipos, în grăsime de rezervă. Când s-a descoperit acest rol secundar al insulinei, bineînțeles, nutriționiștii au spus evrica, iată, dacă nu mâncăm produse făinoase, dacă nu mâncăm carbohidrați, dacă eliminăm zahărul și tot ce înseamnă cereale, nu mai e nevoie de prezența insulinei în sânge, pentru că glicemia noastră, mâncând doar grăsimi și proteine, nu variază cât să fie nevoie de intervenția insulinei și atunci, da, slăbim. A fost revoluție din punct de vedere al curelor de slăbire. Într-adevăr, dieta proteică este în continuare dieta care funcționează cel mai spectaculos și mai rapid, tocmai pentru că, iată, atunci când nu avem insulină în sânge, nu are cine să transforme caloriile, atenție, multe venite din grăsimi și din proteine, nu are cine să le transforme în grăsime. După insulină, surprizele continuă, adică apropo de cu câți hormoni avem de luptat și tot vorbeam de vârstă, este vorba de hormonii feminini, estrogen și progesteron, care și au un mare rol în metabolism și în depozitele de grăsimi și care odată cu menopauza dispar și toate femeile care sunt în această situație, în premenopauză sau chiar la menopauză, văd cum de pe o zi pe alta organismul lor nu mai răspunde sau nu mai își pierd cu totul controlul asupra siluetei și alimentației, nu neapărat pentru că mănâncă mai mult, ci pentru că efectiv puținele calorii consumate se transformă prioritar în grăsime, atâta vreme cât nu mai avem acel echilibru hormonal asigurat de estrogen și progesteron, dintr-o dată metabolismul nostru nu mai poate fi, nu mai răspunde la comenzi. Și ca cireașa de pe tort,
Am aflat în 1994 abia, apropo de, iată, limitele medicinei, că mai există un hormon și anume leptina, care este secretat fix de celulele adipoase. Și ar fi fost tot un principiu bine și frumos. De ce? Pentru că leptina ce are grijă să asigure organismului aceste depozite de grăsime. Adică cu cât avem mai multe celule adipoase pline și grăsime mai multă, leptina îi spune creierului stop, oprește-te din mâncat, avem rezerve. Ce s-a observat în mod paradoxal, că mai degrabă noi suferim de o rezistență la leptina, adică persoanele obeze, care automat, iată, au multă leptină, tocmai pentru că e făcută de adipocite, ar trebui să se oprească din mâncat. Când colo, ce să vezi, bombardat fiind creierul de toate aceste mesaje provenite de la celula adipoasă, ajunge să fie refractar și să le ignore complet. Deci paradoxul este că persoanele slabe ar trebui, iată, să primească mesaje de genul leptina e scăzută, apucă-te și mănâncă, nu prea primesc, și cei obezi cu atât mai puțin, cu cât avem mai multă leptină care băltește în sânge, culmea se produce un dezechilibru inclusiv la nivelul hormonului numit insulină, și din rezistență la leptină cu rezistență la insulină, iată de ce suntem grași, de-aia avem poftă de mâncare și mai mare și mâncăm și mai mult. Și mai merge leptina mână în mână cu cineva, că mai avem un organ care secretă hormon și până acum nu știam, stomacul. Grelina, acest hormon produs în fundul stomacului, el secretă invers, are ca și efect semnalizarea creierului apropo de nevoia de mâncare. Deci aceasta este explicația pentru care, eu știu, după câteva ore bune, 4-5 ore de nemâncat, începe să-ți fie foame. Pe lângă acțiunea mecanică a stomacului, avem acest hormon care spune: atenție, eu sunt gol, ar fi bine să-mi dai și mie ceva de mâncare. În momentul în care am mâncat și stomacul s-a umplut, secreția de grelină se oprește. Deci grelina ar trebui să ne stimuleze apetitul, leptina să-l inhibe. Nu reușește să funcționeze atât de bine, sau poate nu știm noi încă toate mecanismele complexe și cum anume acești hormoni se potențează unul pe altul. Cert este, și asta ar trebui să fie, dacă vreți, încurajarea sau mesajul pentru privitori, nu cu voință sau nu numai cu voință putem ține silueta sub control, și de multe ori hormonii fac din noi ce vor ei, nu ce vrem noi. Ce ne poți spune despre bărbați? Că și la ei, odată cu înaintarea în vârstă, secreția de testosteron este cumva redusă. Nu are nicio legătură cu îngrășarea? Și la bărbați, numai că ei au un metabolism aparte, de două ori mai multă cantitate de masă musculară, automat doar jumătate din numărul de celule adipoase. Grăsimea la bărbați se acumulează în zone diferite ale corpului față de femei, tocmai pentru că la noi estrogenii și progesteronul determină niște rezerve de grăsime care sunt optime pentru sarcină și alăptare, ceea ce bărbații nu au. În schimb, la ei relația și acest testosteron determină acea formă a siluete care se numește androgină. Ce înseamnă? Și dacă există un exces mai mare de calorii, testosteronul le pune la nivelul abdomenului acea grăsime abdominală, cu alte cuvinte, burta. Acolo se pune repede printr-un exces de mâncare, dar se și topește repede în momentul în care ții dietă. Acea grăsime abdominală este, într-un fel aș spune, barometrul consumului, și o să spun în ordine, de alcool, zahăr, făinoase. Deci este o grăsime pe care o face insulina și care, în momentul în care, iată, fie îți faci curățenie la alimentație și reduci cantitățile, fie scazi dramatic cantitatea de carbohidrați, imediat acolo se topește. Deci și dacă nu mai au mult testosteron, apropo de andropauză, chiar și așa, regimul alimentar are efecte spectaculoase și extrem de eficiente asupra grăsimii abdominale. Deci acolo nu putem da vina pe hormoni, acumularea de la nivelul burții de grăsime înseamnă alcool, zahăr, făinoase. Ce soluții au femeile pentru a crește masa musculară, pentru că suntem deficitare datorită sau din cauza structurii noastre, și cum putem face, știindu-se faptul că și dacă reducem foarte mult cantitatea de calorii consumată, riscăm să facem un metabolism și mai leneș decât apare odată cu vârsta, să spunem. Da, din păcate, variantele sau soluțiile nu
prea, nu neapărat că nu există, dar sunt dure și dacă mai avem nevoie de o confirmare în plus a fi femeie, da, este un lucru dificil. Ce vreau să spun cu asta, în momentul în care, da, și dacă n-am făcut sport de-a lungul vieții, în momentul în care ai o mică activitate sportivă regulată, e important să-ți menții măcar cantitatea de masă musculară, să nu se atrofieze atât de mult încât efectiv organismul tău să nu mai consume nici 800 de calorii pe zi. Da? Deci este o chestiune de tonus și nu neapărat pentru a slăbi, cât iată pentru a ține organismul într-o funcționare optimă. Apoi, un lucru care, despre care am mai vorbit împreună și pe care vreau să-l subliniez, nu avem cum să suplinim lipsa de hormoni din menopauză, nici cu ceai de plante, nici cu praf de stele. Da? Deci eu sunt pro-substituție hormonală și așa cum un diabetic, iată, nu mai are insulină și o ia dintr-o injecție, așa și femeile trebuie să înțeleagă că pilulele acelea cu hormoni au doze mai mici decât anticoncepționalele pe care le folosesc femeile tinere și care, culmea, niciodată nu s-au speriat de riscul de cancer când iau anticoncepționale. În schimb, nu știu de ce, iată, la menopauză se vorbește doar despre acest risc. Deci substituția hormonală este obligatorie, altfel tu, cu voința ta și prin faptele tale, nu ai nicio șansă în fața hormonilor. Și nu în ultimul rând, o chestiune, dacă vreți, de realism și de atitudine constructivă. Iată, dacă la 40 de ani ai avut 3 mese pe zi, la 50 de ani cu siguranță nu mai poți permite decât 2, probabil că la 60 de ani vei rămâne cu una, dar este o chestiune de realism și cu cât e lucrurile astea mai firesc și mai, cum să zic, ca atare, pentru că nu e vina nimănui, cu atât te voi comporta mai, cum să spun, mai constructiv. Pentru că altfel, dacă suntem doar frustrați că vai de mine, de ce nu pot să mai mănânc ca vecinul de masă sau cum mâncam în tinerețe, e degeaba, este o chestiune de realitate tristă. La fiecare decadă mai trebuie să tăiem măcar 10% din aportul caloric și da, femeile sunt condamnate să mănânce extrem de puțin într-o zi, ca să nu vă spun că în unele clinici de slăbire, care, culmea, sunt și extrem de scumpe și extrem de, nu știu să zic așa, fițoase și spectaculoase, dieta care stă la baza acelui regim de slăbire nu depășește niciodată 500 de calorii. Deci iată, ce numeam până acum very low calorie diet și era de 700 de calorii, acum mai nou a ajuns la 500. Deci se vede treaba că putem mânca precum păsărelele și să supraviețuim. Da, deci organismul are nevoie de ridicol de puține calorii, este un adevăr.